bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Invitatul nostru de astăzi a evoluat, cum zic eu, de fiecare dată cu succes la echipe de top din România, dar și din străinătate, Turcia, Bulgaria sau Franța, și este singurul fotbalist român care a avut voie să tragă cu mitraliera pe stadion fără să fie pedepsit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, depănăm astăzi amintiri cu Florin Bratu. Bună dimineața, bună dimineața și mii de mulțumiri! Frumoasă introducere. Ți-a plăcut? Ai tras cu mitraliera. Nu, am tras cu mitraliera, dar fără să vadă nimeni. Da, fără să cadă. Dar nimeni. Știu că lumea pe stradă așa ți spunea, nu? Chiar în fața spitalului de urgență, știi? Aoleu, da. Dar lumea nu spunea așa pe stradă după, ba, adică, da, da, cu mitraliera? Da. M-am obișnuit. Da. Știi, când treci pe la o echipă, trebuie să rămâi cu ceva. Iar eu de la Dinamo, pe lângă supranumele acesta pe care l-am avut, dădeam și goluri destul de multe în derbiuri și lucrul acesta te face foarte iubit de către suporteri. Te oprește lumea pe stradă azi? Mă mai oprește, da. Recunoaște. Mă mai oprește. Da, uite, zic să o luăm așa cu începutul. Eu sunt doamna tovarșa învățătoare așa. Și vine și te întreabă: Florin, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Mai ți-aduce aminte ce voiai? Sau a fost cu fotbalul dintotdeauna? Sau erai... N-a fost cu fotbalul. Să spun ceva, Cătălin. Eu, în clasa 1, da, în 1986, țin foarte bine minte, în primul an a venit o doamnă profesoară, care era profesoară de tenis, de câmp, în clasă. Cum se venea? Avea o agendă frumos regat, da. Și a spus: cine vrea să se... copii, cine dintre voi vrea să înscrie la tenis? Și eu m-am uitat stânga, dreapta, am ridicat și eu două degete. Eu. M-a trecut acolo și m-am dus din clipa aceea un an și jumătate la tenis de câmp. Începusem să joc un pic, să am deprinderi bunicele, și doamna profesoară mi-a spus: știi, dar trebuie să mergem și noi pe la Brașov, pe la Timișoara. Doamna profesoară, nu prea se poate. Tenisul este un sport costisitor. Este costisitor. M-am oprit acolo. După care... m-am apucat de fotbal. Fotbalul care a fost până la urmă pionul principal și undeva la 8 ani m-am dus, 8 ani și jumătate, la echipă de club. Că tu știi foarte bine, minte, jucați Cupa Presei acolo la Voința București. Acolo? Acolo am început. Acolo te-ai dus la Voința? Da, pentru că eu stăteam în cartierul Aviației, lângă gura. Ai fost chiar burdă mic? Da, da. Deci la Voința te-ai dus prima dată. Voința București, am avut prima legitimare, da. Ca și fotbalist. Tribuna aia stângă, așa, de ciment, în dreapta, da, da, da. Acolo și în spate era un teren de zgură. Da. Cum era înainte. Acum sunt terenul sintetice, da. Zgura era de bază. La baza, cum ziceai, la baza Voința. La baza Voința, da. Deci acolo. Acolo am început, câțiva anișori am jucat. După care m-am dus la Dinamo, o perioadă unde era Piții Varga, antrenor, că tu știi. Da. Am stat, cred că până într-un an, eram vreo 50 de copii, ne băteam pe o singură minge, tot așa, pe terenul... Făceați pe Victoria sau unde? Nu, era terenul sintetic care acum, dacă știi, era de zgură. De zgură. Atunci. Și ne aruncau o minge la 50 de inși și alergă după ea. Era complicat. Foarte mulți și nu am rezistat foarte mult acolo. După care am revenit la Voința și am văzut, țin minte, părinții mei au văzut în 1992, era Sportul Român. Dacă nu mă înșel. Da. Sportul Roșu. Sau Sportul Roșu. Sportul exact, Roșu, exact, da, Sportul, da. Roșu. Era un anunț acolo. Se fac înscrieri la cred. Da, se fac înscrieri la clubul Rapid, nu știu ce. Copiii născuți în 1980, cum era înainte. Multă vreme s-au dat anunțurile astea. Da. Și acolo am văzut, cred. Și m-am dus în 1992, am luat metrou frumos, elegant. Și m-am dus la clubul Rapid, unde și acolo am avut ceva probleme, pentru că încă nu se făcuse grupa mea de vârstă, 1980, era doar 79. Iar tatăl meu a insistat pe lângă antrenor să mă primească. A spus: domne, nu putem să-l primim pentru că e mai mic. Uitați-vă, firav așa. Domn profesor, uitați-vă puțin la el, că e doar un singur an, nu putem să... Nu se poate. O jumătate de oră a trebuit să-l convingă, după care antrenorul de atunci, țin minte, a spus așa: ce joacă copilul? Taică mi-a spus: domne, în bandă, extremă dreaptă, cum era înainte. Da. Care viteză, e fâșneț. Păi, nu, am extremă aici, extraordinară, foarte greu să prindă să joace. Dar fiți atenți.
Îl scoatem pe, m-a scos pe stadionul Giulești. Era o pistă acolo, țin minte de tartan așa, erau vreo 3-4 culoare. Și dacă copilul dumneavoastră îl ia pe ăsta pe care e pe post cu el la viteză, îl opresc. Nu cred. Și, atunci, și, deci prima da, dată. Da, și țin minte că m-a pus cu el pe 50 de metri, l-a lansat 3 metri în spate, s-a blocat antrenorul și a spus, ok, de astăzi rămâi la antrenament. Foarte tare. Și așa am ajuns la Rapid. Bun, deci prima dată la Dinamo, bine, da. Voința prima voința, dată. Voința, Dinamo, așa. Dar Voința avea echipă ca lumea atunci? Erau copii din cartier de acolo, din cartierul Aviației. Era ceva organizat, era ceva organizat. Am avut legitimație acolo, aveam, era un campionat. Deci erai legitimat. Eram legitimat, dar era o mândrie, era o mândrie. Da, da. Era o mândrie lucrul acesta și chiar mă bucur. Mă bucur că acolo, practic, au fost începuturile mele, ca și foarte copil, tare. Ca și jucător. Bun, și la Rapid? Cât ai stat acolo? Și la Rapid am stat din 92 până în 2003, când am plecat în... Da, dar cu tractorul? Cu tractorul... Tractorul în anul 2000, dacă nu mă înșel, a devenit echipa satelită a Rapidului. Care tractorul atunci era în Liga a doua. Da. Liga a doua în anii 2000 era destul de bună, da, puternică. Corect. Venise Anghelie Ordănescu la Rapid, antrenor. Eu mă antrenam, aveam 19-20 de ani, mă antrenam cu prima echipă, însă mi-a zis, Florin, nu intri în vederile mele, ai calitate, ai... sunt alții atacanți în momentul ăsta și nu vreau să te stopez. Trebuie să te duci undeva să joci. Unde, uite, avem propunerea asta de a merge la Tractorul Brașov, e Liga a doua, cred că îți prinde bine... Să mergi. Și am zis, da, neapoi, eu mă duc acolo și joc. Și m-am dus un an de zile, am tras, cum zic eu, foarte multe goluri, un an de zile acolo la Tractorul, în Liga a doua. Neapuiu a plecat, a venit între timp Viorel Hizo și Viorel Hizo, după un an de zile, a spus, bă, ce jucători avem împrumut prin țara aia Rapidului? Păi și eram câțiva. E, am nevoie de un atacant. Păi cine? Păi l-avem pe Bratul la Brașov. Aduceți-l aici să-l văd. Și m-a văzut la, într-un turneu, nu mai țin minte, într-un cantonament de vară. Am jucat bine, am prins trenul din Giulești și mi-au făcut contract profesionist și de atunci am început așa. Îți vine să crezi că au trecut 20 de ani de atunci? Nu, chiar nu. Sincer, chiar 20 de ani. Incredibil, 20 de ani, incredibil. Da. Da. Ai debutat cu Timișoara, parcă. UMT Timișoara. Da, UMT Timișoara, cred că a fost singura dată, nu? Da, ei da, nu da. Au fost atunci. Tremurau picioarele? Păi tremurau sau picioarele pentru că... Nu, tremurau picioarele pentru că era și meciul la televizor. Primul meu meci în Liga 1. Dacă nu mă știu, am intrat în locul și Mudic atunci. Gașcă frumoasă la Rapid atunci? Adică și de fotbaliști și de băieți de treabă? Da. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!